S-a lansat de curând ultimul roman al Herte Müller tradus la noi. Astăzi, mai bine, nu m-aș fi întâlnit cu mine însămi. Despre ce credeți că e? Ați ghicit. Despre o femeie care trăiește în România lui Ceaușescu și este anchetată de securitate. Ca de obicei, Albu mă va saluta cu un sărut bălos pe mână. Maiorul Albu mi-apucă mâna de vârfurile degetelor și îmi strânge unghiile atât de tare că abia mă abțin să nu țip. Îmi sărută degetele atingându-le cu buza de jos, lăsând-o liberă pe cea de sus, ca să poată vorbi. Se pare că Herta Müller n-a reușit să-și depășească traumele din România când ea însăși a fost anchetată de securitate. Rănile nu s-au cicatrizat nici după mai bine de 30 de ani, iar scriitoarea își construiește poveștile obsesiv în jurul a ceea ce s-a întâmplat atunci. Mă dor unghiile, dar niciodată nu mi le-a strâns până să se facă albastre. Se dezmorțesc la loc ca și cum niște mâini reci ca gheața ar ajunge brusc la căldură. Aceasta e o travă, impresia că îmi alunecă tot creierul peste față. În general, când faci literatură dintr-o experiență care te-a traumatizat, e bine să te detașezi, să iei distanță de acea experiență, tocmai pentru a o gestiona mai bine, literar. Să controlezi tu povestea, nu să ajungă povestea să te controleze pe tine. Ei bine, Herta Müller nu se detașează deloc, ba dimpotrivă, plonjează cu capul înainte în vâltoarea traumei. Umilire, cum altfel poți să-i spui acelui moment când te simți cu tot corpul desculț. Dar ce te faci când cu un singur cuvânt n-ai cum să spui cine știe ce, când cel mai bun cuvânt e prost? Rezultă o proză apăsătoare care te apasă inclusiv pe tine ca cititor. O proză despre un univers închis, închistat. Ceea ce face însă ca scriitura Hertei Müller să respire este poezia, extraordinara ei poezie. Prin poezie, lucrurile sufocante povestite de Herta Müller devin cumva suportabile. Prin urmare, acest volum poate fi citit și ca un extraordinar volum de poezie, ca de altfel mai toate volumele Hertei Müller. Lumina din baie a aruncat o față în oglindă. A fost atât de rapid ca și cum o mână de făină ar fi zburat într-un geam. Apoi s-a transformat într-o imagine cu riduri de broască, acolo unde ar fi ochi, și îmi semăna. Cartea este un roman și unul excelent. O femeie merge cu tramvaiul înspre securitate, iar pe parcursul acestui drum cu tramvaiul care ține cât tot romanul, are tot felul de flashback-uri. Din copilărie, din prima căsnicie pe care a avut-o, din relația pe care o are acum cu un bărbat care s-a refugiat în alcool, din anchetele trecute de la securitate. Tot drumul este, de fapt, o ocazie de a se întâlni cu sine însăși. Lucru pe care, de fapt, așa cum ne mărturisește din titlu, ar fi preferat să nu-l facă. Astăzi, mai bine, nu m-aș fi întâlnit cu mine însămi. Unele lucruri devin rele abia când le rostești. M-am obișnuit să tac la timp și totuși, de cele mai multe ori, e prea târziu, întrucât vreau să mă afirm o vreme. Întotdeauna când Paul și cu mine nu înțelegem ce-l chinuie pe celălalt, cearta ne crește până peste cap. Cearta crește repede și fiecare cuvânt cere un altul care o întețește și mai tare. Herta Müller mărturisea la un moment dat că literatura ei e și un soi de autoterapie. Se prea poate. O autoterapie, iată, continuă. Eu aș adăuga că e și un fel de terapie pentru noi, ceilalți. O incursiune în infernul de ieri pentru a ni-l aminti și a face să nu se mai repete.